O cultură impresionantă de cannabis a fost descoperită de polițiști în urma unor destinderi la locuințele a doi bărbați din județul Cluj. Aproximativ 100 de kilograme de cannabis în valoare de peste 3 milioane de lei au fost confiscate de oamenii legii. Procurorii de ICOT și polițiștii de la crimă organizată din Cluj au descoperit o cultură impresionantă de cannabis pe un teren de lângă localitatea clujană Unguraș. Oamenii legii au descins la domiciliile a doi bărbați în vârstă de 59 și 61 de ani, bănuiți de oamenii legii de cultivarea și comercializarea plantelor de cannabis, unde au descoperit aproximativ 600 de plante, muguri și frunze de cannabis, dar și instrumente necesare cultivării și prelucrării acestora. În total au fost confiscate aproape 100 de kilograme de cannabis, a căror valoare pe Piața Neagră ajunge la peste 3 milioane de lei. Potrivit autorităților, în cursul anului 2016, cei doi bărbați ar fi cultivat plante de cannabis pe un teren ferit de ochii lumii și greu accesibil de circa 600 de metri pătrați de lângă localitatea Unguraș din județul Cluj. În urma descinderilor, bărbatul de 61 de ani a fost arestat preventiv. Cu doar câteva zile înainte, o altă plantație de cannabis a fost descoperită de polițiștii din Caraș Severin. Oamenii legii au descins la locuințele unor tineri despre care aveau informații că se ocupă de cultivarea de droguri. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit mai multe culturi de cannabis, dar și instrumente folosite la prelucrarea acestora și au ridicat aproximativ 12 kg de cannabis. Trei tineri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.